tot prezentarea Domnului în echipă, cât cumva cu bani, nu e adevărat, Domnul bun? Hristos a înviat, bine v-am regăsit, dragii mei! Dragii mei burdușeneni, de fiecare dată când vin în fața voastră, mai ales a fermierilor, fie că vorbim de bal, fie că vorbim de târg astăzi, am emoții, trebuie să recunosc lucrul ăsta. Dar nu o să vă spun azi nici de inițiative legislative, deși domnule senator, Camera Deputaților în Camera Decizională și la noi se fac până iată locurile. Practică la noi, dar noi modificăm așa cum trebuie, dar să iasă bine. Ideea, dragii mei, este că voi sunteți în centru astăzi, voi sunteți, să spunem așa, motorul economiei din Botoșan, pentru că, da, împreună cu procesatorii care activează în acest moment în Botoșan, de departe produceți PIB-ul acestui județ, este un lucru extraordinar. Vă mulțumesc pentru faptul că existați și existați. Mulțumesc frumos! Da. Acum am văzut că suntem la 16-a ediție, eu recunosc că vin doar de 12 ediții aici și mi-amintesc cum acum 12 ani, într-un anume fel, am pus bazele acestei, să spunem așa, colaborări la această stațiune împreună cu domnul Ionică Nechifor. Încă de pe atunci am pus osul și credeți-mă că a fost un moment, cred că în 2012 sau 2013, când la modul fizic, eu cu Nechifor și câțiva colegi, chiar tăiam pe aici păducelul și acei spini care crescuse de deja. Puteți vedea cu ochiul liber că în acest 12 ani, începând de la muzeul de la intrare, de la noul care se vede în partea stângă și de la grajul care se vede în construcție în partea dreaptă, avem în antiteză ce a fost vechi și ce este nou. Tot ceea ce este nou, dragii mei, s-a făcut și se face datorită muncii extraordinare personală a lui Nică Nechifor, pe de o parte, vă rog să-l aplaudăm, a tenacității lui, a încrederii în echipa pe care o coordonează și o să vă spun ceva, un secret. Și a curajului nebunesc câteodată. Vreau să vă spun că are un curaj fantastic. Sunt momente în care noi, voi nu că chiar vorbești serios cu da, băi, hai să facem. Vreau să vă spun că așa a reușit, că în acitate, muncă și curaj. Și încă o dată felicitări,